Chiar înainte de fericire De Agnes Ludig Cei pe care i-am iubit și pe care i-am pierdut Nu vor mai fi niciodată acolo unde erau Dar ei sunt mereu acolo unde suntem noi Alexandra Dumas Dedicație lui Natanael, care este pretutindeni, unde sunt și eu. Coalescență. Substantiv feminin provenit din latinescul coalescere, care înseamnă a crește cum. Sensul 1. Biologic. Concreștere, sudare a două organe învecinate. Sensul 2. Chimic. Contopire a picăturilor dintr-o emulsie sau a granulelor dintr-o suspensie în picături sau particule mai mari. Sensul 3. Lingvistic. Contracție a două sau mai multe elemente fonice într-unul singur. Sursa. Dicționar explicativ. Aici. Sensul 4. Apropiere care are loc între persoane sensibile și aflate în suferință, al căror contact duce la o reconstrucție trainică a fiecărui element prin întregul pe care îl alcătuiesc. Un prenume pe un ecuson. Julie a văzut multe la viața ei. Ar fi putut să se opună, săriște, să riște, să-și piardă locul de muncă, dar să-și păstreze demnitatea. Care demnitate? Femeia asta mărunțică. Nu mai știe de mult ce înseamnă demnitatea. Atunci când trebuie să supraviețuim, ne luăm adio de la toate marile speranțe pe care ni le-am făcut atunci când eram doar niște copii. Și îndurăm. Acceptăm, ne supunem, fără să scoatem o vorbă. Și în plus, ea are nevoie de acest loc de muncă, are mare nevoie. Iar nemernicul ăsta de șason o știe prea bine. E un director fără scrupule, în stare să dea afară o casieră din cauza unei greșeli de 10 euro dar amite când e vorba de 50. Cu toate astea, Julie știe cine i-a furat cei 50 de euro atunci când era cu spatele. Însă ești prost văzut dacă îți părăști colegii. Ești foarte prost văzut. Și te mai alegi și cu o reputație de care e aproape imposibil să scapi. Așa că ea preferă să evite toate astea. Domnișoară Lemaire, dacă vreau, aș putea să vă dau afară imediat. Totuși, eu știu care este situația dumneavoastră. Știu că nu puteți să restituiți banii. V-aș putea ruga să găsiți o modalitate de a îndrepta greșelile de la casa de marcat. Să nu vă îndoiți de asta. Știți la ce mă refer, da? Dacă nu, întrebați-le pe unele dintre colegile dumneavoastră. Ele au înțeles ce au de făcut. I-a spus el pe un ton aspru, fixând-o cu privirea, fără nicio remușcare și cu un zâmbet bazjocoritor pe buze. Nemernicul. Cu toate astea se prezintă bine, E ginerele ideal. E înalt, zvelt, zâmbitor, cu bărbia colțuroasă și cărunt la tâmple. Merge mereu, ținând o mână la spate, ca să inspire încredere, ca să i îmbărbăteze pe ceilalți. Are mereu câte o vorbă bună pentru angajații pe care trece să-i salute în fiecare luni dimineață. Are o soție elegantă și copii politicoși. E genul de om care a început de jos și care a avansat în carieră cu sudoarea frunții, impunând respect și admirație. Iată una dintre fețele monedei. Apoi, când întorci moneda și pe cealaltă parte, vezi lupul, prădătorul, bărbatul care vrea să aibă femeile la picioarele lui doar pentru a-și dovedi că el este cel mai puternic. Câteva minute mai târziu, Julie străbate cu pași repezi holul lung care separă biroul directorului de galeria comercială. Pauza ei aproape că s-a terminat ar fi preferat să-și o petreacă făcând altceva în loc să fie convocată astfel. Își șterge cu furie o lacrimă răzleață de pe obraz cu dosul mânecii. E un semn regretabil de slăbiciune pe care trebuie să-l alunge imediat, pentru că Julia a trecut prin multe. Se numără printre cei față de care soarta este necruțătoare. Se mai întâmplă. Paul Moasac stă în fața raionului cu pizza congelată, neștiind ce să aleagă. Alegerea baxului de bere pe care îl ține în mână nu i-a dat bădăi de cap, dar acum e altceva. Ar putea fi chiar prima oară când pune piciorul într-un supermarket, cel puțin e prima oară când face asta de unul singur. Soția lui l-a părăsit acum o lună. Înainte să plece, dintr-un ultim elan de generozitate, care probabil i-a dat sentimentul înălțător că și-a făcut datoria, a umplut frigiderul cu mâncare. Era femeia perfectă în toată splendoarea ei, până în cele mai mici detalii. Și căreia nimeni nu avea să-i reproșeze faptul că a plecat pe neașteptate și în mod definitiv. Însă, astăzi, Paul nu mai are de ales. Inițial, poate fi benefic să slăbești un kilogram pe săptămână, dar după ce treci de un anumit prag, se dovedește afiriscant. Și când se gândește la ideea de a fi singur la o masă într-un restaurant, se simte atât de deprimat încât îi pierde pofta de mâncare. Poate că la 51 de ani e timpul să știi cum să te descurci într-un magazin alimentar. În cele din urmă, alege cea mai scumpă pizza. Ar fi culmea să mănânce orice găsește pe motiv că soția lui l-a părăsit după 30 de ani împreună. Când are de ales, cumpără întotdeauna cele mai scumpe lucruri, convins fiind că aceea e o garanție a calității. Străbătând raionul de legume fructe, își amintește de una dintre frazele preferate ale soției sale pe care o spunea din automatism, la fel ca pe toate celelalte. Cinci fructe și legume pe zi. O strecura între o să mor din cauza fumatului și alcoolul dăunează sănătății tale. Cât de obositoare mai era! Cu toate astea, strânge câteva mere într-o pungă de plastic și se îndreaptă către casele de marcat. Își ține în mână cele trei produse, așteptând să prindă un pic de loc liber ca să le pună pe banda rulantă. Înaintea lui, o femeie enormă, tocmai ce și-a golit un coș întreg plin cu porcării. Uite pe cineva care nu s-ar fi înțeles de locul soția lui. Își de repede seama că nu a ales cea mai bună casă de marcat, astfel încât să poată părăsi cât mai repede acest bârlog al consumerismului. Dar casiera e drăguță. E nesuferită, dar drăguță. Acesta e privilegiul frumuseții. Compensează pentru un caracter urât. Întotdeauna. Femeilor frumoase li se iartă totul, chiar înainte de a spune ceva. Cea din fața lui, abia dacă se uită la clientă atunci când îi înmânează restul și, între timp, își șterge de pe obraz o lacrimă venită din senin, nu, nu-i tremură bărbia. Nu are o respirație sacadată și nici nu-i lucesc ochii. Chipul ei are o expresie de nepăsare, cu excepția unei lacrimi care și-a permis să-și facă apariția. I-a venit rândul lui Paul. Bună ziua, Julie! Ne cunoaștem? Întreabă ea ridicând privirea mirată. Nu, dar așa scrie pe cu sunul dumneavoastră. Altfel, de ce mai aveți un ecuson cu numele dumneavoastră scris pe el? pentru a fi părâtă la casa centrală atunci când facem un calcul greșit și când avem o eroare de trei cenți. Rare ori se întâmplă să ne salute cineva. Am, am câteva defecte, dar nu sunt un turnător. Nu ați cântărit merele, spune ea pe un ton neutru și indiferent. Trebuia? Păi da. Și ce fac acum? Ori mergeți să le cântăriți, ori renunțați la mere. Merg, mă duc repede, răspunde Paul, luând punga. Dar de ce ține morții să cumpere merele? Nu vă grăbiți, asta nu-mi schimbă viața cu nimic, comentează tânăra în șoaptă pe când el dispăruse deja de la coadă. Clienții din spatele lui încep să se impacienteze. Julie profită de pauză ca să-și întindă spatele, care o doare de mai bine de o săptămână. Bărbatul revine gâfâind și pune merele cântărite în fața tinerei. Atunci când ați cântărit, ați tastat codul pentru struguri în loc de mere. Serios? Struguri golden, scrie pe etichetă. Iar aici aveți mere golden. E așa de important? Veți plăti mai mult. Puteți să mergeți din nou, dacă vreți. Larma care începe să se intensifice la coadă îl descurajează. Nu contează, le iau așa. Poate că merele vor fi mai bune, spune el zâmbindu-i. Julie schițează un zâmbet ușor. A trecut foarte mult timp de când un bărbat nu a mai fost drăguț cu ea. E bine că măcar odată se întâmplă asta. Și totuși, la 20 de ani, Julie deja nu mai este obișnuită să primească astfel de atenții. S-a obișnuit ca lipsa grijilor și demnitatea ei să fie ceva la care nu mai speră. E o seară de meci?" întreabă ea, întinzându-i bonul. Nu, de ce? Întrebam și eu așa, berea, pizza... E o seară de burlac." Nu se exclud reciproc." Julie nu catadixește să-i răspundă clientei următoare care încearcă să o ia de martor, indignată că nu se poate să nu fi la curent cu faptul că fructele și legumele se cântăresc. Genul de bla-bla pe care tânăra nici măcar nu-l mai aude. Deja s-a săturat de mult de zebele mei. Zâmbet, bună ziua, la revedere, mulțumesc. Face asta doar atunci când știe că este supravegheată. Cel puțin incidentul cu merele i-a permis să ridice piciorul de pe accelerație pentru câteva minute, și să bea din sticla ei cu apă aromată ca să mai scape de gustul amar pe care îl lasă acest loc de muncă. Degeaba. A profitat de această ocazie și pentru a se gândi la lui lui iubirea vieții ei. E singura imagine care poate stăvili valul de emoție pe care să izbucnească din spatele ploapelor. Jérôme stă așezat pe canapeaua lui cu spatele drept. Privește în gol. Zilele lui de muncă sunt din ce în ce mai obositoare. Nu mai suportă bătăturile de pe picioarele bunicuțelor ursuze, sclifosiții care nu vor să deschidă gura pentru ca el să poată verifica dacă secrețiile gălbui sunt un semn de angină, femeile la premenopauză care vorbesc despre bufeurile lor ca despre un flagel de neînvins. Ce să mai zici despre asigurații social care vin buluc să ceară adeverințe pentru șomaj pentru că s-au îmbolnăvit de plenevită cronică? În schimb, el muncește ca un nebun de 10 ani până la epuizare. Ca să-și termine cu bine studiile de medicină și să ia în primire pacienții de la țară, care, în câteva luni, au trecut de la un sentiment de neîncredere față de un nou venit la pretenția ca el să le fie dedicat în totalitate. A fost nevoie să se întâmple nenorocirea ca să deschidă ochii asupra propriei vieți. Și simte că, în lipsa unei pauze, ar putea avea loc o altă catastrofă. Nici măcar tăria din paharul pe care îl bea în fiecare seară nu-l mai ajută să facă față. Uită confuz întâmplările. doarme ca dus. Se trezește la două dimineața și se sucește de pe o parte pe alta până în zori. Și când sună alarma, se trezește dintr-un somn dureros agitat, cu un sentiment insuportabil de singurătate. Singura persoană care îl poate înțelege cât de cât este tatăl său, chiar dacă nici pentru el nu este o perioadă tocmai bună. O să-l sune mâine, ca să afle dacă este liber în această perioadă căsuța din Bretania. Poate că valurile line și regulate îl vor ajuta să-și regăsească liniștea în mijlocul freamătului. Micuțul s-a instalat în sufragerie. De daca lui îl urmărește cu coada ochiului în timp ce pregătește cina. A scos toate animalele din plastic din cutia cu jucării și le-a așezat în cerc. Elefantul gri miniatural stă lângă un câine alb, imens, iar cele trei gâște sechestrate pe peticul de iarbă probabil că se întreabă cum de au ajuns lângă un dinozaur mov, nu cu mult mai mare ca ele copilul le vorbește ca unor prieteni adevărați. Le ia pe fiecare în parte și le duce să bea apă din floarea albastră aflată în colțul covorului multicolor din bumbac. Petrecând timp în lumea lui populată de animale, el se detașează de toată presiunea emoțională care ea a trebuit să-i facă față la școală pe parcursul zilei. Uită de băiatul mai mare care i-a șterpelit a doua prăjitură când educatoarea era întoarsă cu spatele, de vesta pe care și-a găsit-o pe jos, sub cuier călcată în picioare și murdară de desenul peste care s-a răsturnat vasul cu apă în care erau înmuiate penelurile. Educatoarea i-a promis că o să poată face altul, însă el pe acesta voia să îl ofere mamei lui când va veni seara acasă de la muncă. Animalele din plastic sunt mai înțelegătoare. De doi ani sunt casieră și asta e prima oară când un client îmi zice bună ziua spunându-mi pe nume. Se întâmplă atât de rar să întâlnești oameni amabili. De obicei, abia dacă se uită la mine consideră că nu merit să fie politicoși cu mine, atunci când se îmbulzesc pentru că nu mă mișc destul de repede. Sunt cei care, prin felul în care se uită la mine, mă fac să înțeleg că sunt doar o casieră. Sunt și cei care, sub pretext că clientul este rege, cred că totul este permis, chiar și premarcile deplasate sau sexiste. Mai sunt și cei care continuă să vorbească la telefoanele lor mobile ca și când aș fi doar o mașinărie, așteptând ca prețul să se afișeze pe ecranul casei de marcat și care pleacă fără să-mi arunce măcar o privire. Însă am învățat să mă apăr. Unele colegi încasează în tăcere. În schimb, eu răspund. Oamenii nu-și dau seama. N-au decât să vină în locul meu. N-a rezistat nici două zile în vacarmul ăsta, în curent, încercând să mânuiască articolele grele pe care trebuie să le tragi până în fața scannerului, rupându-ți spinarea și îndurând zgomotul repetat, produs de bipul răsunător. Și nu mai vorbesc de nemernicul ăsta de șason, care se poartă cu noi de parcă am fi niște vite într-o bună zi, o să-l fac să plătească și va regreta. Când Lulu va fi mai mare, când nu va mai avea nevoie de mine, nu mă voi mai lăsa călcat în picioare. Și în sfârșit voi fi liberă. O să am ocazia să mă răzbun pe toți ticăloșii de pe pământ care tratează femeile cu brutalitate, care consideră că sunt stăpânii lor și că le au la degetul lor mic. Cine se cred să gândească în felul ăsta? Să tipul de astăzi avea în privirea lui acel ceva care îl făcea să pară sincer și drăguț. Ar trebui totuși să fiu prevăzătoare. Am fost trasă pe sfoară de mai multe ori. Deși poate părea ciudat, am simțit că el este diferit. În primul rând, este în vârstă. Nu e cum sunt cocoșii ăștia tinerei care, pe motiv că sunt în floarea vârstei și un pic simpatici, cred că pot sări pe tot ce mișcă. În plus, era pierdut, ca și cum ar fi venit de pe o altă planetă, cu punga lui cu mere, greșit etichetată. <gânt> Uneori mi-ar plăcea să plec tocmai acolo, pe o altă planetă. Una care să nu fi cunoscut ororile umanității, ce ne pun direct la zid și care fac să sufere trei sferturi dintre noi. Uneori în viață ai sentimentul că întâlnești oameni care fac parte din același univers ca tine. Oameni care vin din afara omenirii, care sunt diferiți de ceilalți și cu care ești pe aceeași lungime de untă sau care trăiesc în aceeași luzie ca tine. Așa m-am simțit eu astăzi. Și asta ajută. O săptămână mai târziu. Gata de plecare. Bună Juli îi spune bărbatul după ce și-a așezat cumpărăturile pe banda rulantă. Bună ziua, domnule! Astăzi ați cântărit tot? Întreabă ea fără a avea intenția de a-și bate joc de el. Fac progrese. Și dumneavoastră? Sunteți mai bine acum? Mai bine? Nu erați un pic supărată data trecută? Nu, răspunde ea pe un ton sec. A, deci aveați un fir de praf în ochi. Exact. Trebuie să plătiți sacoșa termoizolantă. O mai luați? Da, prinde bine să ai un an, nu credeți? Dumneavoastră știți mai bine. În total face 47 de euro și 95 de cenți. Poftim, spune bărbatul întinzând o bancnotă de 50. Păstrați restul. Sub nicio formă nu avem voie să primim bașișuri. Așadar, dacă vreau să vă invit să ieșim să bem ceva, va trebui să aștept să terminați serviciul? Nu știu dacă va fi posibil. Vă temeți că o să vă ia să vorbe? aproape că mi-ați putea fi bunic. Haideți să nu exagerăm, o să mă simt jignit. Mi-ați putea fi cel puțin tată. Un tată nu are dreptul să bea un pahar cu fica lui? Întreabă bărbatul. Nu sunt fica dumneavoastră. Nimeni nu știe asta. Putem să ne prefacem că așa stau lucrurile. Ce căutați de fapt? Prospături? Caut o angajată coruptă care ar putea să mă inițieze oferind un ponturi despre cum să mă descurc într-un astfel de magazin. Depinde ce căutați. Caut să mă adaptez etichete de burlac după ce am trăit timp de 30 de ani cu o femeie care se ocupa de toate, inclusiv de cumpărături. A, ah, deci căutați o prospătură. Acum că am o sacoșă termoizolantă, trebuie să o folosesc la ceva. Nici dacă mi-aș suge burta, n-aș încăpea în sacoșa dumneavoastră. Nu vă cer chiar atât de mult. Tot ce vă cer este să acceptați să ieșim la un pahar după ce terminați serviciul. La ce oră terminați? Astăzi am pauză între 13 și 15. Unde mâncați? Am un măr, răspunde tânăra. Un măr? Un măr nu inde îndeajuns de hrănitor. Nici măcar dacă dai pe el cât dai pe struguri. Vă aștept la rândul 2 din parcare în zona P, de la Pol. Am un Audi gri, un Jeep. O să mergem undeva să mâncăm. Julie îi întinde bonul, trăgând cu ochiul spre clienții următori care, fiind obligați să aștepte, o privesc cu furie. Trebuie să aibă grijă. S-ar putea ca ei să facă o plângere către director, iar el ar putea profita de ocazie pentru a-i cere să-i facă pe plac. Încă nu știe dacă în cele ce urmează va merge la gipul parcat în zona P. Cine știe dacă bărbatul acesta nu-i va cere și el altfel de lucruri? În același timp, când ești într-o parcare ziua în amiaza mare, nu ți se poate întâmpla mare lucru. Și, în plus, era înduioșător să vezi cum încerca să o scoată la capăt în calitate de proaspăt burlac care își face cumpărăturile. Este ultima ei zi de muncă înaintea celor trei săptămâni de vacanță, așa că are motive să sărbătorească. Va putea petrece altfel cele două ore pe care le-ar putea fi petrecut omorându-și timpul în centrul comercial, neputând să ajungă acasă din cauza că nu are bani să plătească benzina și din cauza că își folosește mașina cât mai puțin posibil. Bineînțeles că are o carte în geantă. Ultima pe care am împrumutat-o de la bibliotecă. Dar cum să se izoleze de vacarmul din jurul ei? Sala de relaxare rezervată personalului este sinistră. Nu are ferestre. Iar cei de la raionul de măcelărie îi adresează mereu remarci grosolane, ca niște boi ce sunt. În plus, având în vedere că are un jeep marca Audi, probabil că tipul ăsta își permite să o ducă la un restaurant bun. O să mănânce pe săturate ca să o țină până la sfârșitul lunii, care se anunță a fi dificil. La fel ca toate celelalte. Jerome a găsit-o locuitoare. Nu are foarte multă experiență. Dar ce mai contează? Vrea să meargă să vadă marea, să privească orizontul pierdut în depărtare, să încerce să uite adâncimile mocirloase în care se afundă de trei luni încoace. Tânăra trebuie să sosească în seara asta. Îi lasă în grijă chiar și casa lui cât va fi plecat. În această noapte vor sta împreună pentru că el pleacă abia mâine. Tocmai ce l-a sunat tatăl său pentru a-l anunța cu privire la ora plecării. Tatăl său care, la rândul lui, râvnește și el la aerul de mare, dar din alt motiv. Un soi de... suspin de ușurare. Mai are doar două ore de consultații. Se agață de ideea că va pleca în călătorie pentru a găsi puterea să-și păstreze spatele drept și capul sus. Un medic trebuie să fie bine. Un medic nu cedează niciodată. Un medic este soclul de care se agață pacienții firavi. Trebuie să fie tare ca o stâncă. Tu vorbești de un soclu indestructibil. Sfărâmat, redus la neant în urma cu câteva luni, soclul nu mai susține pe nimeni. El ascultă, prescrie, palpează, suturează, dar nu mai oferă susținere. Totuși rezistă fără să ia medicamente antidepresive. E ceva. Dar mai este și alcoolul. Copilul așteaptă cu nerăbdare să iasă de la grădiniță. Vine să le ia tușica, iar mama va intra numai decât în concediu. Va fi cu el în fiecare seară și în fiecare dimineață, chiar și la amiază, de fiecare dată. Deși mănâncă mai bine la tușica, preferă să fie cu mama lui. Nu-i place la grădiniță. E drept că învață câteva cântece, dar este prea mult zgomot. Sunt prea mulți copii care se îmbrâncesc și care îl necăjesc. Are prea multe lucruri de făcut, Aude prea multe lucruri, trebuie să asculte prea multe lucruri. Mama lui a promis că nu va merge în fiecare zi la grădiniță cât timp ea va fi în concediu, pentru că vrea să petreacă cât mai mult timp cu el. Nu contează ce va spune educatoarea. Mama lui nu este ca celelalte mame. În primul rând, este cea mai frumoasă și este și cea mai tânără. Uneori, ai spune că e sora lui mai mare care îl așteaptă când iese de la grădiniță, și în plus, puțin îi pasă ei de ce cred ceilalți ea mai folosește și înjurături, pe când el este pedepsit dacă înjură la grădiniță. Bine mai e să fii adult, nu te mai muștruluiește nimeni pentru că înjuri. Însă, în unele seri, mama lui plânge în fața hârtiilor întinse pe masă când își face calculele pe computer. Pe el nu îl deranjează deloc să mănânce paste în fiecare zi. Îi plac pastele, dar e drept că sunt mai bune cu un pic de carne. Sunt mai bune decât cu unt. Tușica are avantajul că e destul de înstărită pentru a cumpăra mâncare bună. Ora 13. Pauză. Are chef să meargă în zona P și să se întâlnească cu bărbatul acela care pare amabil, fără să mai stea pe gânduri. Totuși, ar putea să-i fie tată. Dar e bine să-ți schimbi părerile din când în când. Iar apoi, ideea de a lua masa în adevăratul sens al cuvântului nu-i displace. Când intră în zona P, gipul este deja acolo, semnalându-și prezența cu ajutorul farurilor. Bărbatul îi zâmbește prietenos când se urcă pe locul din dreapta. Interiorul mașinii este din piele. Panoul de bord este din acaju, mocheta este impecabilă. Nici urmă de pietriș. Oare cum reușește? E o diferență ca de la cer la pământ între acest tip de mașină de lux și renoul ei cinci, vai de capul lui, învechit, care stă să se dezmembreze de fiecare dată când învârte cheia în contact. E adevărat, ea nu prea ține la curățenie, mai ales în cazul unei mașini care, după părerea ei, trebuie doar să o ducă din punctul A în punctul B. Important este să meargă. Nici nu îndrăznește să se gândească la o pană. Are nevoie de ea ca să muncească, deci ca să trăiască. Pentru ea, sabia lui Damocles este o curea de distribuție care ar fi trebuit deja schimbată cu 20.000 de kilometri în urmă. Mecanicul i-a explicat că dacă cedează, o să-i distrugă motorul. Julia a răspuns că dacă ar schimba-o, nu ar putea să-și plătească chiria. El i-a răspuns pe bună dreptate că dacă își distruge motorul, ea nu va mai putea merge la muncă, pierzându-și astfel serviciul și neputând să-și mai plătească nici chiria. Având în vedere că mecanicul nu era vreun bancher, ea se roagă ca nu cumva să cedeze cureaua. Paul îi propune să meargă la un restaurant pe care ea nu-l știe. Ea știe foarte puține restaurante. Este la câteva minute distanță. Sunt încântat că ați venit, îi spune el simplu. Să nu vă așteptați la nimic din partea mea. Vă spun de pe acum, răspunde Julie pe un ton sec. Doar lătrați sau și mușcați? Nu latru. Doar fac precizări. La ce altceva aș putea să mă aștept din partea dumneavoastră, în afară de niște ponturi comerciale bune? La favoruri. Sunt obișnuită cu asta. Ei bine, nu. Eu nu. Rar se întâmplă asta, toți bărbații sunt mojici? o întreabă el. Așa cred. Puneți o presiune neașteptată pe umerii mei. Aproape că mă simt stingher. De ce? Pentru că acum trebuie să vă dovedesc că nu sunt unul dintre ei. Este chiar atât de dificil pentru un bărbat? Nu. Bine, da. Nu știu. O să vedem. Nu se aude nici musca. Vă propun doar să mergem să mâncăm, rea Paul. Să vorbim despre tot ce ne trece prin cap, despre dumneavoastră, dacă vreți, despre mine, dacă vă interesează, fără presiuni sau gânduri ascunse. Îmi convine, conchide tânăra. Dar mai ales vă invit să mâncați ceva mai mult decât un măr. M-am obișnuit să mănânc un măr la prânz. Obișnuința nu asigură echilibrul alimentar. Fac și eu ce pot, Astăzi veți putea să mâncați tot ce găsiți în meniu, cu condiția ca la întoarcere să nu vomitați pe panoul meu de bord. O să încerc, răspunde Julie, zâmbind în sfârșit. Restaurantul este elegant. Julie aproape că se simte stingheră în gin, și ei zdrențuiți cu tricoul ei decoltat și cu bascheții ei spălăciți. Sunteți sigur că mă vor primi? se îngrijorează ea. De ce nu? Nu mă încadrez în decor. Nu vă cere nimeni să vă agățați de perete. Îi dă el replica. Mă rog, o să las o impresie proastă, nu? Da, bineînțeles, dar puțin ne pasă. Atât timp cât ești posesorul unui card bancar, ai dreptul să lași o impresie proastă. Este chiar destul de distractiv. Dar eu nu am card. Păi, Julie, cum să vă spun, deși îmi puneți bețe imense în roate și nu mă ajutați deloc, îmi va fi mult mai simplu să vă demonstrez că nu sunt un mitocan. De obicei, bărbații galanți invită femeile la restaurant cu excepția cazului în care dau de o feministă veritabilă care confundă galanteria cu mojicia. Presupun că feministele au un card bancar, remarcă Julie. În schimb, zice Paul, va trebui să vă aruncați guma de mestecat. Dacă nu, atunci chiar că veți lăsa o impresie proastă. Julie se supune, rupe o bucată din șervetul ei de hârtie și împachetează corpul delict înainte de a-l pune în scrumieră. Chelnerul vine și le oferă meniul. Julie îl răsfoiește timp de câteva momente și apoi îl închide cu vehemență. E vreo problemă? întreabă Paul. Nu vă tentează nimic? E prea scump pentru mine, răspunde ea cu un nod în gât. Sunteți feministă? Nu, de ce? Deci nu v-ați gândit să plătiți. O să am senzația că mestec o bancnotă de 5 euro de fiecare dată când iau o înghițitură. Nu vă uitați la prețuri. Nu pot să rezist tentației, a devenit o obișnuință. Mă uit la prețul fiecărui lucru, oricât aș încerca să mă opun. Coloana din dreapta mea atrage privirea. Atunci o să vă citesc eu meniul. O să zică lumea că nu știu să citesc. Atunci o să vorbesc în șoaptă. În cazul ăsta o să zică lumea că îmi spuneți vorbe dulci, deși ați putea să-mi fiți tată. Julie, lăsați lumea să zică ce vrea, răspunde el oftând amuzat. Atunci Paul începe să citească meniul. Julie simte nevoia să-l întrerupă constant. Nu cunoaște nici pe departe toate felurile de mâncare propuse. Dintr-un colț al camerei, chelnerul urmărește comportamentul ciudat de la masa nouă. Când vede că bărbatul pune meniul pe masă zâmbind, se apropie de cei doi. Domnule, doamnă, v-ați decis? Da, pentru doamna Somon a fumat la aperitiv, apoi un filet mignon cu gălbiori și la desert un vașan cu zmeură. La fel și pentru mine, am încredere că o să ne aduci un vin bun, tinere. Ca garnitură? Cartofi prăjiți, în loc de mere. Poftim? spune chelnerul. Nimic, nimic, răspunde Paul, făcând cu ochiul către Julie. Chelnerul ia meniurile și pleacă rapid. Julie soarbe din cocktailul ei non-alcoolic de Rodi și privește curioasă decorul. Este prima dată când veniți aici? Desigur, nu îmi permit să merg la restaurant. Nici măcar așa, din când în când? Nu. Dacă ați ști ce ratați. Dacă ați ști cât te ratez, Cum ar fi? Totul. Viața mea e ratată în general. De ce m-ați invitat la restaurant? Mi-a fost milă de dumneavoastră. De mine, exclamă ea. Da de dumneavoastră. Știu precis că prima oară când am fost la casa dumneavoastră de marcat, nu era vorba despre un fir de praf care vă intrase în ochi. Asta m-a emoționat. Nu e cazul. Mi-am revenit ce s-a întâmplat? De ce vreți să știți? Poate că am chef să merg să-l bat măr pe cel care v-a supărat. Îi urăsc pe cei care se poartă urât cu femeile. De unde știți că e vorba despre un bărbat? Din stima enormă pe care le-o arătați. Vreți într-adevăr să vă povestesc ce s-a întâmplat? No, nu, nu-mi pasă deloc. Am zis asta doar ca să întrețin atmosfera până vine aperitivul. Puftim? Face Julie. Bineînțeles că da, răspunde Paul. Mă hărțuiește de luni de zile. Cum fac un pas greșit? Mă amenință că o să se răzbune pe mine. Zilele trecute m-a asigurat că data viitoare o să mă forțeze să mă cul cu el. Poftim? spune Paul, aproape înecându-se cu înghițitura de bere. Nu am de ales. Cred că glumiți. Nu, și el știe prea bine că mă poate șantaja pentru că nu am de ales. Cum așa? spune Paul nervos. Cu o zi înainte, o colegă mi-a luat 50 de euro din casa de marcat cât timp am fost la toaletă. Am văzut-o când îmi punea la loc sacoșa. Am fost chemată la director. Mi-a spus că ar putea să mă dea afară imediat și că data viitoare va trebui să mă port drăguț cu el. Nu ați părut-o pe colega dumneavoastră? Nu, nu se cade. Dar se cade să fiți forțată să vă culcați cu el? întreabă Paul. Nu v-a propus să restituiți banii și cu asta? Basta? Glumiți, nu? Trebuia să profite cumva de ocazia asta. Sunt unele casiere care pot fi date afară pentru că au luat un tichet de reducere, știți? Cele care ies cu bonurile de casă. Dacă clienții nu le vor, trebuie să le distrugem. Dacă una dintre noi este dată în vileacă la păstra pentru ea, atunci ea poate veni cu propunerea să restituie cei 1,80 euro. Dar nemernicul ăsta poate la fel de bine să... De